Aeroportul din Berlin e practic paralizat și așa va rămâne toată ziua. Nici o cursă nu pleacă, dar și sosirile vor fi afectate de greva lucrătorilor aeroportului. Și nu este singura acțiune de acest fel. Cu mai multe detalii despre acest subiect se alătură Balazs Baraba, editor al FNews. Bun găsit, Balazs. În primul rând, spunem de ce protestează sindicatul aeroportului Berlin. Lucrătorii protestează, bineînțeles, din cauza salariilor. Există o divergență între mărirea salariilor între sindicatul Verdi și conducerea aeroportului Berlin-Brandenburg. Bineînțeles, nu s-au înțeles cele două părți. Din cauza asta a început această grevă de protest care va dura toată ziua. A început practic la 4 dimineața ora României și se va termina la 1 noaptea, la fel ora României, în miezul nopții, ora locală. Și la ce ne putem aștepta dacă avem curse care pleacă din Berlin sau către Berlin? În mod sigur, astăzi, până la ora 1 noaptea, cum spuneam, nu va pleca absolut nimic, dar și sosirile vor fi afectate. De altfel, nu este prima grevă de acest fel. Lucrătorii aeroporturilor din Düsseldorf, Hamburg, Köln și Stuttgart au protestat săptămâna trecută și din cauza aceasta au fost anulate peste 700 de plecări. Deci, plecând de la această situație de săptămâna trecută, probabil că vor exista perturbări grave. În mod sigur nu va pleca nicio cursă din Berlin-Brandenburg și sosirile la fel vor fi dificile. Îți mulțumesc, Balazs, pentru informații.